Abandonați, lăsați în voia sorții și de multe ori abuzați. Aceasta se pare că este soarta sutelor de maidanezi, al căror număr este în continuă creștere. În timp ce adăpostul pentru animale din satul mare devine tot mai aglomerat, puțin se încumetă să-i adopte. Din păcate, rata de adopție este mult mai mică decât cea de abandon. Abandonul câinilor este o problemă care ține de România, nu doar de satul mare. Dacă vrei să îți iei un câine, trebuie să ai o responsabilitate. În clipa în care nu mai dorești acel câine, încearcă să găsești o soluție. Nu poți doar să îl lași în stradă. Trebuie fie să îi găsești un stăpân, fie să îl lași la adăpost, a declarat pentru Vocea Transilvaniei reprezentantul Free Life, Carmen Frățilă.